Gata, suntem, am trecut din intrarea principală, suntem în Dino Park. Asta este harta. Așa. Undeva în zona 3, 2, pe 3 suntem noi. 3, 4, 5. Casa Pterodactonului și la 5 Oviraptorului, la 6 Diplocodusului, la 7 Triceratopsului și la 8 Casa T-Rexului, care ar trebui să fie cel mai interesant dintre toate. Avem și un vulcan și o grămadă de dinozauri, plus locul care se cheamă generic Best Selfie. Nu știu exact de ce, dar o să mergem să-l vedem. Până atunci, să ajungem la T-Rex. Bun, dacă îl găsim pe T-Rex, este cumva... T-Rex este cumva ascuns prin pădure. Există și o mică porțiune de curse cu obstacole pentru cei mici. Cred că încap și cei mari. Nu știu unde este T-Rex în continuare. L-am găsit pe T-Rex. Ok. Bun, cam asta a fost începutul Dino Park. Ce avem noi aici? Prima chestie care arată ca un hipopotam cu pălărie. Triceraptor, cel mai cunoscut dinozaur erbivor. Perfect pentru a se apăra, colți și așa mai departe. Asta este Triceratops. Așa, tot timpul face așa. Un fel de unicorn mai gras. Așa. Probabil de la așa urmă. Așa. Și... spaima tuturor, dinozaurul care nu-și taie unghiile. Probabil cel mai tălmunt animal din toate timpurile, numit și T-Rex sau, vai, mama mea. Ok. Observați detaliile din... inclusiv de la tinți. Asta e super. Super. Ok. Interesant e că instrucțiunile sunt atât în română cât și în germană și engleză. Așa. Ca să știe toată lumea. T-Rex-ul ăsta, chipul ăla avea în jur de 6 tone greutate. Opa! Uite, este acolo. Așa. Trecem mai departe. La
chestia asta cu coadă în formă de treflă. Poate o să și aflu cum se cheamă. Este un fel de berbec cu coadă de treflă. Ankylosaurus. Cel mai faimos dintre dinozaurii cu armură, fiind și cel mai mare. Bla 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 bla. Bla bla bla. Și aflăm că trefla este de fapt un fel de ghiulea care îi bătea pe ceilalți. Iarăși, super detalii. Zici că e viu. Următorul, un fel de T-Rex mai mic și cu coarne, Carnotaurus. Particularități: cap scurt și înalt, cu două coarne mari și maxilare scurte. Ca și T-Rex nu prea putea să aplaude, pentru că avea mâine foarte încet, nici măcar pe doamne. 2 kg și era foarte rapid. De Usain Bolt. Încă o dată niște unghii foarte mari și puternice. Trecem la următorul. Trecem la următorul, care arată ca un, am uitat, ca un pelican, cred. Ăsta mic și urât. Oviraptor se cheamă. Și este carnivor, greutate de 30 de kg. 30 de tone, mă rog. Cred că ăsta e doar puiul. Okay. Am terminat și cu pelicanul. Și avem două fosile aici. Una dintre fosile nu are batic. Așa. Și ăsta este Gallimimus. Omnivor. Seamănă cu un struț, după cum se poate observa. Am impresia că are unghiile puțin mai mari decât ceilalți. Și este din nou pudul dinozauri. Foarte frumoși. Așa. Trecem mai departe la dinozaurul numit și pat de copii, pentru că toți copiii mici vor să intre în gura lui. De dimineață intrau copii fix în limbă, acum doar îl ating pe dinți. Hop! Naibii de aglomerat și plin de copii. Tipa nu cred că era copil, dar mă rog. Okay. Ce mai avem? Opa! Mai departe. Avem o chestie care arată ca un curcan. Și să vedem ce scrie despre el. Este carnivor. Se cheamă Velociraptor. Undeva prin China. La. Prădător iută și abil, care poate vâna animale de aceeași dimensiune precum el însuși. Da. Ok. Mai în spate. Mai în spate ce avem? Avem un dinozaur suspendat. Are fost foarte interesant de văzut cum se și dacă s-ar mișca, dar este doar suspendat. Și încă un dinozaur foarte mare la care ar trebui să ajung. Acum, dilema este că e posibil ca ăsta curcanul să fie spinozaur. Cred. Nu-mi dau seama, pentru că sunt. Mai avem un dinozaur undeva în fundal. Și abia cred că ăla e Velociraptor. Este cel mai mare dinozaur carnivor. Mai înalt decât dinozaur, da. Cred că da. Au rămas fără material când l-au făcut pe ăla de acolo, da. Și cu ce au rămas, au mai pus aici și au pus niște pene. Okay. Trecem mai departe.